De la 1 la 3. Iar tu ești telepatic. Partea subliminală ia. Trei. Oh, da, este el avem și acord. Mi apare ca și cum cartușii. Mi apare o pată, îi văd o pată neagră pe sinusuri, nas, frunte. Problemă de concentrare. Și oboseală. Și simt inclusiv pe sinusurile mele și pe nas, simt o presiune mare, o durere. Și la el văd o pată neagră pe sinusuri. Hai să cercetăm pata asta, Ela. Se conectează la ce simți? E legată pe două vieți în urmă. Aduce ceva din trecut. Păi hai să vedem. Conectează-te cu două vieți în urmă. Unu. Doi. Trei. Ok, simt și durere de cap care ar fi avută, care avea în fizic. Este un string care e legat de chakra frunții, de nas, gură, gât, dar partea de frunte între ochi, la nas, acolo văd un cui ca un fel de tortură, ar fi fost supus unei torturi, da, au fost torturat și înfipt ca un piron mare. Ce era aici, bărbat? Bărbat. Da. Câți ani? 47. Ce s-a întâmplat acolo? Unde e viața, în ce an? Îmi apară 1448. Franța. Aici văd că în viața asta au mai fost supus unor torturi de alte două ori. Furaseră. El și mai a fost pedepse ușoare atunci. Acum e acuzat de ceva mai grav. Furaseră și acum, dar ceva valoros, un fel de colier și ceva coroană, văd. Ceva mai prețios și o brățară. O brățară ciudată care se făcea și inel. Așa. În momentul în care era brățară, se putea citi pe ea niște ceva scriere și ceva hieroglife. Când era restrânsă, făcută inel, se făcea verde, ca un smarald. Păi ele, ia ce culoare, din ce metal era? Argint. Argint, așa. Și ce-o făcea verde când se strângea inel? Reacționa, avea un aliaj în ea de, nu știu, mi apare copalt, ceva, nu știu, ceva de genul,
care o făcea să schimbe culoarea, dar doar când era în el. Așa. De unde le furase pe astea? De la cine le furase? Un fel de preot, dar el nu știu că e preot. Acel preot văd că era îmbrăcat în om de rând. Da. Le luaseră dintr-o mănăstire și el a atacat acel om pe stradă și a furat ce avea asupra lui. Și Da. Acel om a și murit, dar nu l-a omorât el cu intenție. Da. L-a rănit într-adevăr. În Deci a fost acea... un fel de tâlhărie. Da. El singur era sau cu alți Singur. prieteni? Singur făcea asta. Da. Și ce s-a întâmplat apoi? Adică cine l-a, aici, după asta, l-au prins și l-au torturat? Da, a fost, să zic așa, chiar primul bănuit, pentru că era cunoscut că face asta. Deci mai fusese prins și torturat pentru jafuri. Cine îl tortură când îl prinde? Terica? Văd niște soldați de la ceva castel care Gardă, o gardă da, un fel de... de gardă, da, care l-au prins de fiecare dată. Păi și torturile Preotul... alea alte mai mici, în ce au constat torturile celelalte? Dar ca pedeapsă. Adică bătaie... Da, da, și nu atât de grave, nu atât de grele. Odată a fost biciuit, odată a fost ținut atârnat. Da. Văd care... Capul în jos. Da, și avea și niște cicatrici, ca niște tăieturi, zgârieturi. Înfometat, lăsat fără apă, deci așa ceva. El trăia Și singur, n-avea corporale familie? Câteva, dar nu atât de grave. Da, nu avea... Ba da, avea o soție și o fată, dar nu locuia cu ele. Era un fel de hoț. Haiduc, să zic așa, hoț, Da. tâlhar. Tâlhar de astea. Da, așa trăia, văd. Așa, și din ce tâlhărea și astea avea grijă de familie sau ceea ce... Când, cum, depinde, nu tot timpul. Deci nu avea nicio responsabilitate, nu erau, să Nu. zicem, măcar pentru Nu era familie. familist, nu stătea cu ei. Ele. Deci fură astea, moare, îl și rănește și moare popa, Da. preotul. Apoi îl prind, garda. Da, îl prind și găsesc asupra lui obiectele. Da. Și aici îl torturează până la moarte. Și cu ultima fază care am și văzut-o, moare. Moare. În următoarea viață văd că se naște în frunte cu un fel de malformația frunții ca o gaură în frunte. În viața asta văd afecțiune a sinusurilor. Deci partea Adică ce? asta... Polipi sau ce ar fi? Frunte, sinusuri, nas. Da, Asta văd. ține de așa. Dar coboară cumva și mai jos gură, gât. Văd Da. că i-ar fi cumva afectată și exprimarea și emotivitatea ceva legat de emoții. Emotivitatea se închide în el, nu vorbește, parcă nu spune ce simte. E mai tăcut, mai retras, poate. Și nu știu, simt dureri de cap și nas. Și... Adică Santiago are în fizic dureri de cap? Așa simt, da. Așa simți tu. Ok. Hai să vedem, sau, Ela. Sau cel puțin legate de amețeli sau amnezii sau grea concentrare a minții, și memorie ceva sau nu învață bine sau ceva de genul. Da. Legat de partea asta. Așa. Când a plecat din viața aia, în tortură, a pierdut parte subliminală? Da. Nu este 100% venit. Iar acum? 77. Cât este? 77% aici. Așa a intrat în acest corp? Viața. Da. Bine. Câte fragmente mai sunt de parte subliminală și unde? 3. Una e în minus 8 de atunci.
5% pe acea tortură și plecat da. Înainte de a părăsi corpul. Una e minus 5 și una minus 2. Da. Hai să mergem, Ela. Îți iei tu informația. Partea subliminală, ce grad de conștientizare ai, în vedere că ești copil? Mi apare 4. Bine, înainte să mergem unde mă gândeam, hai să vedem sfera energetică. E plină de stringuri, dar nu doar cu entități. Da. Și cu părți subliminale descarnate din viața aia de acolo. Da. Adică cei care îi și tâlhărise? Cei trei pe care îi tâlhărise, da. Doi care îl torturaseră în acea viață, a fost da. Călă, și cu soția și fiica de acolo, pentru care avea remușcări că nu n-a avut suficientă grijă de ele sau nu le-a iubit suficient sau văd că are păreri de rău legate de ele, dar asta după ce a murit. Da, da, am înțeles. Când a murit, cine l-a preluat acolo? Doi draco reptilieni și un alfa draconian. Ok. Aici, cum am zis, deci are stringuri cu păr subliminale descarnate. Da. Și cu legături în viața aia. În viața asta are cu membrii familiei prezente și în câmpuri văd un draco reptilian, un alfa draco, dar nu stă în câmpuri, stă departe. Deci prea puține influențe da. Văd să aibă în viața asta, cel puțin acum, încă la vârsta lui. Și mai văd un înger. Deci un alfa un draco arhon. și un înger? Da. Două entități sunt acum. Să zicem și activ îngerul. Draco reptilianu, alfa draconianu și îngerul. Ah, și un draco reptilian. Da. Da. Bine. E, hai să vedem dacă partea subliminală percepe ceva, îi percepe pe ăștia, pe entități, în vreun fel. Nici draco reptilianul nu vă să facă mare acțiune încă viața lui. Îngerul, da, îngerul face. Nu-i percepe, nu-i... Nu-i percepe, cu 4% conștientizar. Nu. Nu-i percepe. Ok. Îți iei informația tu, deocamdată Ela, și mergem înainte de această încarnare la Consiliu. Să vedem de ce. Sau dacă vrea vreunul din ăștia, îngerul, nu cred că vrea să vorbească cu noi. Să ne spună de ce are punctea aceasta activată, partea subliminală, manifestându-se în această viață ca cu afecțiuni. Îngerul spune, arhonul spune că trebuie să învețe să fie pe picioare proprii, prin forțe proprii, cum? Ah, prin și muncă trebuie proprie. Să mențină, și trebuie să mențină puntea aia? Puntea este karma, zice, care trebuie să o rezolve din acea viață. Păi câte vieți trebuie să rezolve? 7. Oh, 7 vieți. Și asta e abia a doua. Aha. Cine i-a dat karma? Dar zice că cele 7 vieți nu sunt neapărat 7. Cronologic. Dacă el învață să învață mai repede să stingă această karmă, da. Aha. Dacă învață mai repede să stingă karma, nu e nevoie de 7 vieți, dar i-au programat 7 în caz că nu învață suficient de repede. Poate să facă și 3 și 4, zice. Păi ce trebuie chiar să învețe și mai două, exact? Să învețe să muncească pentru ceea ce își dorește, zice, să nu abuzeze de alții, să nu depindă de alții, să nu controleze pe alții, să
aici văd un fel de lecție de viață, ca și cum să nu fie șeful altuia, adică să nu dea ordine, adică el să rămână undeva la nivel jos, astfel încât să plătească ce a făcut în viața, deci prin muncă proprie și efort. Supunere. Da, efort și supunere. Da, da. Și fără să calce pe cadavre, ca să urce în viață, în societate, în ierarhie, undeva ceva. Deci să învețe să fie umil, zice. Iar partea subliminală a acceptat această... Da, și răspundere, responsabilitate care, de care s-a debarasat în viața aia. Adică este responsabilitate pentru faptele familia. Proprii? Și fapte proprii și familia acolo. Ah, ok. Și aici pentru familie, da? Da. Păi, dar în viața aia, hai să vă întrebăm îngerul, în viața aia, dacă s-a comportat cum s-a comportat, așa, a avut acel comportament, l-a avut pentru că a decis ea, partea subliminală, să interpreteze acel rol? Arhonul zice, nu contează. Dar ce contează? Karma contează, da? Contează și... acțiunile în sine. Da, zice. Contează acțiunile în sine. Deci nu contează că nu tu ai avut scris scenariul și rolul. Ceea ce ai făcut efectiv. Și ai făcut efectiv ceea ce ți-a scris, tu sau alții, prin corpul tău. Dar contează ce rezultă din acea experiență și că te alegi cu, ia uite cât descarnați, stringuri, te alegi cu 7 experiențe de viață umilă, bătaie de joc, să înveți responsabilitate, să fii și tot ce minciuni în șir aici. Deci cine a scris acea experiență? Ia să vedem. Și cine a făcut-o? Zice că el împreună cu Alfa Draconian. Așa. Dar cine a pentru... făcut? Cine la cine făcea acele, de ce făcea acel bărbat? Jefuia oameni și fura. Cine Pentru idei că ceilalți avea destins o karmă cu el. Așa și și el s-a oferit în rolul de a-i ajuta pe aceea să stingă karmă cu el. Dar el acum zice karma lui este să o stingă cu oia. Acum. Nu neapărat cu ea, cât faptele în sine, ca și emoții, gândire, comportament, zice, omul sălbatic care a devenit. Păi de ce o fi devenit sălbatic? Ia să vedem de ce a devenit sălbatic omul ăla. În primul rând, hai să vedem, el a pune-i părții subliminale, un ecran cuantic, și să observe acele acțiuni care fura și jefuia, cine le făcea? Dacă le făcea deliberat, cu liber arbitru, neinfluențat, le-a sau făcea... le-a făcut el? Le-a Sau alții? făcea Alfa Draconian. Așa. Și le trăgea partea subliminală, zic eu. Răspunde Și partea părțile subliminală acum pentru acțiunile entității. Ce zice partea subliminală? Observând realitatea energetică. Este nedrept, zice, incorrect, dar poate vinovăția mea este că am dat voie altor ființe să preia corpul și nu m-am opus. Poate sunt vinovat, zice, de permisivitate. Ok. Dar ia să vedem. Pe el îl simt blând, îl simt calm, așa. Dragă parte subliminală, hai, poate ești vinovat de, de permisivitate, dar poate ești vinovat și de incoerență, neștiință, atunci când ai semnat acel, când ai fost de acord cu acel contract de încarnare să interpretezi acel rol. Zice, erai conștient? Nu, zice, nu eram lucid. Deci nu era Eram lucid. într-o seninătate completă, zice. Exact. Și atunci, când semnezi ceva, trebuie să execuți după aceea, da?
că pe ăștia, dacă observă, nu interesează dacă tu ești conștient sau inconștient, ca parte subliminală. Ai semnat, treci la executat, la interpretat rolul. Zice că vede că aceștia profită în continuare de incoerența ta, ca de amnezia ta, de serenit, faptul că e senil cumva. În corp fizic, în timpul vieții. Zice, eu sunt senil acum, pentru că știu și nu știu lucruri. Acționez și nu acționez. Adică și nu nici știu nu, de ce. Zice, da, și zice, nu acționez, dar de multe ori parcă robotizat cumva. Se trezește că acționează robotizat, zice. E ca și cum îmi dau seama că fac niște acțiuni gândite de mine, zice. Cine le gândește acțiunile? Nu-și explică cum. Cine le gândește? Cine sunt cei care gândesc dacă el nu gândește? Deci cineva trebuie să gândească că în urma unui gând apare acțiune. Zice, nu știu cine gândește în locul meu, doar eu mă trezesc, zice, făcând niște lucruri, dar nu știu cum am ajuns să le fac și de ce, și am impresia că nu eu am început acțiunea. Păi ia să meargă la o acțiune de aia, înainte de a începe. Și pe ecran cuantic, că a învățat acum să-și facă și să observe cum începe acțiune. Orice acțiune de asta, în care nu e conștient. Printr-un somn, zice. Adică? Zice, parcă adorm. Adorme, dar... Da. Pe urmă, ceva mă pătrunde, zice, ceva mă cuprinde. Deci începe în somn adorme efectiv sau parcă adorm? El, ca și conștiință, zice, ca și energie. Nu omul. Nu corpul. Nu corpul. Nu corpul, nu. Da. Și zice, parcă ceva mă cuprinde și preia forța corpului, preia funcțiile Polința, locomotorii tot. Ale corpului și corpul începe să facă acțiuni pe care nu el le controlează. Apoi acea forță parcă iese din corp și el se trezește cu acțiune făcută împlinită în fața faptului împlinit. Acum se referă la... toate aceste experiențe sau se referă acum în această experiență ca și Santiago? Se referă acolo, în acele experiențe. Dar și aici câteodată zice aceeași senzație. Zice. Chiar bine. Dacă aici sunt copil și fac niște lucruri minore. Da? Dar parcă e aceeași senzație. Adică parcă sunt o transă, zice. Parcă ceva. Ia să vedem. De ce adorme? Ce? Ca și parte subliminală. Ce o adorme? Merge mai înainte să o adorm. Se simte slăbit, dezenergizat și nevoie de refacere. Iar mintea, corpul fizic, se reface prin somn. Deci adorme și corpul fizic? Și partea subliminală și corpul fizic? Nu, partea subliminală preia acest tipar de refacere, regenerare, preia de la corpul fizic, de la minte, care se regenerează prin somn. Și mintea îi transmite, prin minte îi transmite această, preia această stare de adormire, da? Da, și atunci partea subliminală e ca și cum adoarme, dar nu corpul fizic, ci partea subliminală. Și atunci mintea lui începe să fie controlată, coordonată de altceva. Bine, hai să vedem. Cine? Cine îl dezenergizează și... Draco reptilianu, dar ai zis că nu prea era... Înger. Nu prea părea activ. Face foarte rar acțiuni, mai mult face îngerul, dar și el face câteodată. Deci ăștia doi îl adorme, îi dă senzația, îi extrage energie, îl obosește fizic, din energetic, dă senzația că parcă le ia somnul, mintea transmite părții subliminale și partea subliminală este adormită. Da. Conștiință cu tot. Da, dar corpul nu dorme, îl face mai departe acțiuni. Dar corpul acțiuni, nu dorme, face. Apoi a zis așa, o luăm încetele. A zis că apoi parcă îl cuprinde o forță. Vine o forță. Ia să vedem. Ce forță vine? Se uită. În
Aici, supraconștient. aici e îngerul care face acțiuni mai des. Așa, deci viața aia, era cine e forța? Alfa draconianul Cine? Viața Aici aia. Vorbim acum. Cine este forța asta care o simte? Îngerul. Sau o forță? Îngerul. Ce face îngerul? Îi preia corpul? Da. Prea funcțiile locomotorii, parcă. Da. Tot, orice. Da. Deci, ok. Apoi face niște acțiuni. Acum, chiar dacă sunt minore, că Santiago e copil, dar tehnica este veche. Da, Da? Exact. E aceeași. E, atunci, ia să vedem ce spune îngerul. Face niște acțiuni, acum minore, apoi majore, mai târziu, care apoi, după ce le face îngerul, le trage și răspunde partea subliminală. Păi da, zice. Da, așa deci e îi se firesc. pare corect? Da, îi se pare firesc, Pui, spune. arhonului? Da. Băi, arhoane, cu cine stai tu, mă, de vorba aici? Cu cine vorbești tu aici? Cu proștii? Vezi că partea subliminală începe să înțeleagă lucruri, da? Păi știu ce spun pentru partea subliminală, zice. A, pentru partea? Ia să vedem, partea subliminală ce îi spune? Se mai E pare? bămăcită, e... Îi se mai pare că e normal să vină, să adoarmă, să fie Nu, îi se adormită, să pare vină o nedrept și forță? incorrect, zice, e A, nedrept și incorrect. atunci să-i spună în față lui scârba asta. Mincinoasă. Să-i spună că începe să înțeleagă că se întâmplă lucruri incorrecte în afara voinței și conștienței ei, a părții subliminale. Apoi este declarată responsabilă de acțiuni pe care nu le face. Ori, nu cred că se poate întâmpla asta, bine, nu cred, se întâmplă în lumea asta, dar că nu este corect să se întâmple lucrurile astea. Nu îi se pare corect. Nu, Decât nu în se lumea pare asta. corect și îi spune. Îi spune. Și atunci, acum ela, îi dăm părții subliminale. Informații. Din conștiința e adevărată. Și mai dăm informații și din tot ceea ce noi știm și am acumulat de la alte părți subliminale. Da. Primește. Primește? Da. Dacă le primește, are acolo modul în care au lucrat alte părți subliminale. Și anume, taie stringurile cu oricine și orice. Cu călăi, cu victime, cu rude, cu membrii da. familiei, cu Da, oricine e... descarnați și entități. Toată lumea taie de jur împrejur. Da, a tăiat. Descarnații ia și îi pune într-o parte. Da. Pe entități le pune în fața lui. Pe Da. celelalte părți subliminale în partea cealaltă. Da. Ok. Și acum transmite descarnaților toate informațiile care le-a primit de la noi, nu din conștiința lui adevărată, ce am transmis noi, modul de lucru cu alte părți subliminale. Da, le transmite. Și să vedem ce se întâmplă. Se desprind de el. Și ce am discutat până acum, ce am văzut până acum, da? Se transmite la toți. Da, văd că toate au acceptat informația. Da. Și se desprind? Da. Se dizic și ele de acțiunile acestor entități. Ok, și când se dezic? Și mulțumesc pentru informații. Le-a mai dat acolo informația să-și deschidă fiecare portal de vibrație cea mai înaltă pe care poate să o deschidă și să meargă și să își acceseze, să-și aducă informația din propria conștiință. Și da, să-l își deschid portal fiecare și ies pe portal. Bine. Da. Acum ce face îngerul? Draco reptilianul. S-a făcut mic. Alfa Draco. Uscăcios. Da. Ceilalți doi la fel s-au micit un pic. Îi blochează. Sunt blocați, da. Și acum hai să
navigăm prin experiențele care le-a făcut până acum și le accesează acum și să vadă ce fel de experiențe, câte. A 421. Da. Toate, toate au fost karme unii cu alții, spune și vede, legate de karme, 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 karme. Și karme, toate karme. Pornesc din primele trei experiențe de când a început să se încarneze. De atunci totul țin în karme, zice. Tot în karme, da? Că care virgulă, se repetă, karmele, care ori nu se repetă, mai, ori nu da. Se termină niciodată. Da, așa vede, exact. Și apoi să observe karmele, 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 că sunt acțiunile, urmările, sau este un program prezentat de ființele astea, părților subliminale, care nu sunt nici măcar adevărate, nici... Da. 10% nu sunt adevărate, că restul sunt acțiune ale lor, ale entităților, care sunt impuse da. părților subliminale. Deci este un program, un fals, un fals grosolan, da. Prin care aceste entități regresive, căzute în vibrație, se folosesc, de care se folosesc, ca să mențină părțile subliminale în roata încarnărilor. Da, ca un și sistem baterii. Perfect pentru ele, spune. Exact, da. Și părțile subliminale servesc ca baterii energetice și le pentru susținem aceste lumea, zice. Lumea, pe ele, tot. Da, vede totul și vede cum se rostogolesc aceste karme la nesfârșit. Și vede cum sunt chinuite părțile subliminale prin corpuri fizice, uite, da. și prin acest sistem de punți, cum da. li se dă, ca și lui aici, 7 experiențe în care, pe lângă karmele și ce avea și așa, punți, astfel Da. încât ori se naște cu handicap, găuri în frunte, ori se naște, deci asta ca să-i fie cât mai rău, Da. ca să producă emoții de cât mai joasă vibrație, pentru care sau cu care aceste entități să se hrănească, iar părțile subliminale să sufere. Exact, vede și acum înțelege. Okay. Jocul. În primul rând, Deci înțeleg jocul lor acum. Exact. În primul rând, aici să întrerupă, să taie, să anihileze această punte. Și oricare punte care mai există, dacă mai există. Cu lumină, cu lumina pură, aici, da. ca și Arde, conștiință. arde toate punțile, Mm-hmm. orice fapte și evenimente. Deci n-aveai parte subliminală. Ce să trăiești, să simți? Urmarea acțiunii care ai făcut-o tu, acolo, piroane și cei mai sunt aici, pentru că n-ai făcut o acțiune aceea. Da. Ia să-l ia de mână pe Alfa Draco sau cine i-a dat puntea asta? Sau Arhon? Arhonul, cu Alfa Draconianu ei doi. Bine. Îl ia pe Arhon și îl mufează această punte de acolo, o mufează în fruntea Arhonului. Mufează puntea la Arhon. Ia să vedem ce face Arhon, dacă îi place. Nu are recipient în care se transforme. E o agonie continuă pentru el. Pentru cine? Recipient însemnând corpul care se transformă emoțional. Păi Energia nu are, dar... nu o mai are. Cine nu mai are? Păi nu mai are corpul Cine de nu mai are corpul? Santiago și Alfa Draconianu. Și făcând puntea direct cu el, el trăiește într-o agonie și într-un consum energetic mare acum. Cine? Arhonul. Alfa Draconianu. Alfa Draconianu, da? Deci consumă energie, da? Da. Dar de ce consumă? Că ce îi produce puntea aia? Păi acțiunea de acolo Da. necesită energie. Da. Și o consumă pe a lui.
pe a lui acum. Și dacă o Da. consumă pe a lui, ce se Păi întâmplă? pentru el este un consum energetic, nu mai este o alimentare. Așa. Și ce se întâmplă cu el dacă consumă? Se consumă ca energie, se micșorează, se... Micșorează. Da, Bine. Deci se... se usucă. Se... Vai de... Deci asta este, de fapt, karma. Răspunderea aceea a acțiunilor care tu le faci. Așa ar trebui să se deruleze, desfășoare karma. Da. Da? Are ceva de spus? A? Nu, n-are are nimic nimic de de spus? spus, zice, nu. Nu are. Rămâne așa, cuplat, mufat. Dar să-l mufeze și pe Arhon la acțiuni pe care e responsabil Arhonul. La fel îl mufează. Bun, de asta. Da, și pe el am mufat. Așa, lăsați mufați așa. Și să rămână așa până când vom ajunge din nou la ei. Și revenim la partea subliminală, deci 420 și câte și unu de experiențe, toate de acest fel, cu scenarii scrise, interpretat roluri da. În experiențe. Da. Hai să vedem de unde vine pe planeta asta, cu ce ocazie, cum, ce scop. Văd că a venit direct în 3D, ca și parte subliminală. Curios de fizicalitatea 3D, zice. De cum De ce? se, Ce-l făcuse curios? Cum se poate trăi într-un corp atât de dens, atât de colapsat în energie. Deci 3D și cu o conștiință 3D. Dar unde a auzit despre asta? De la i-a trezit, i-a stârnit curiozitatea. Spune că vieți trecute pe alte planete, rasa în care a fost venise pe pământ înainte. El nu fusese înainte, dar acum a venit și el. A, și din povestirile bunicilor, da? Străbunicilor. Din informațiile acumulate de rasa lui, da. Da. În Bine, știința de unde colectivă a rasei lui. Da. Și i-a stârnit curiozitatea, da? Da, și a de vrut unde să facă și venise? El. De unde a venit? Alpha Morris. Ia, ce-o fi asta? Din Centauris. Da, asta e planeta, Planetă Alpha de Morris? 4D, așa zice că e o planetă, da. Ce avatar avea aici? Sunt bipezi. Umanoizi, deci. Umanoizi, da. Au o gură lungă, așa ca și furnicarii, știi? Trompă de... Da, ca o trompă, da. Capul în rest e umanoid. Mâinile sunt un pic mai lungi decât ale noastre. Tălpile picioarelor un pic mai late, un pic mai mari. Câte degete? Patru. Patru degete. La Ce mâini au culoare au? Trei. Un albastru spre gri. Da. Ochii sunt galbeni. Da. Mai au așa ca niște canale, riduri, ceva din ceafă peste cap, trec pe lângă ochi, parcă formează un fel de nas, dar nu e nas, și coboară pe trompă, așa, două canale din alea, două linii. Canal sau două găuri. Așa. Au niște haine pe ei, de, dar parte... Au haine. Au ceva haine, dar mai mult, nu știu, mai mult așa, ca decor sumar, foarte sumar. Ca și cum le-ar acoperi numai părțile intime, atât. Păi de ce trebuia să acopere părțile intime? Aveau părți intime vizibile. Da. Cum avem Cum noi. Procreau? Deci erau masculin și feminin? Da, erau. Da. Aveau, cum numim noi, penis, asta îl acopereau. Dar felul în care procrea e ca și cum organul s-ar ridica și se lipea pe abdomenul femelei. Deci femelele nu aveau organ.
Sau era pe abdomen sau cum? Da, de se lipea pe exterior, pe abdomenul femeii, da. Ok, și apoi? Asta era contactul lor sexual. De ce vreau să procreeze? Că vroiau ei sau că era tot așa un instinct scris în ADN-ul lor ca și la noi, că trebuie să perpetuăm specie. Nu era un instinct de a face de plăcere acest lucru, făceau doar strict pentru perpetuarea speciei, de strict în momentele în care puteau să procreeze. În rest, ei nu aveau instincte sexuale, plăcere, deci nu făceau Dar de plăcere. Dar și astea când veneau strict momentul ăsta? Cine îl decidea? Era vine. Calendaristic, parcă, așa. Era o anumită perioadă. Nu era vorba de o chimie a avatarului, cum e la noi. Nu era vorba de chimia dintre avatare, ci era vorba de moment, spațiu, timp în care puteau deschide portale cu energia, prin unificarea energiilor lor, în care să vină alte suflete, alte spirite acolo pe urmă. Deci era un anumit moment, spațiu, timp, calendaristic cumva, când puteau procrea, doar atunci se puteau deschide portale ca să intre alte spirite prin acțiunea lor. Ce formă de organizare aveau el? Adică aveau familia, copiii ăștia, nu. Cum îi nășteau? Îi năștea femeia, creșteau înăuntru ei, Da, în afară? îi năștea femeia. Cum îi năștea? Tot prin abdomen? Tot prin abdomen, da. Se Și deschidea, da, se deschidea la un moment dat abdomenul, dar fără dureri, fără... Era așa, nu știu, ca o valvă. Da. Așa? Nu aveau formă de familie, deci nu trăiau în familie, soții. Cine creștea copiii? Copiii creștea femela, până când devenea sustenabil. Da. Avatarul respectiv a acelui copil. Cum ar veni cam, să zic așa, până cam pe la 14 ani. Apoi? Și copia îl învăța tot. Da. Apoi era liber. Ce preocupări aveau ei? Cu ce își omorau timpul? Tot felul științifice. Erau foarte mentali, foarte logici, Da. Cunoșteau și spiritualitate, dar nu erau atât de habonici, să zic, sau atât de focusați doar pe spiritualitate. Văd că erau foarte focusați pe știință, pe spiritualitatea palpabilă, să zic așa. Văd că ei așa o denumeau, știința, care era știința și cunoașterea din fizicalitatea în care ei erau, Acces. Să cunoască tot ce se poate la acel nivel fizic. Ar veni de 4D unde ei erau. Da. Aveau religii se și zei acolo. Care îi controlau? Nu credeau în ceva care să-i ajute sau care să-i controleze. Credeau sau în ei? Da, în ei și în capacitatea lor de înțelegere și de dezvoltare a inteligenței. Văd că pe asta mergeau mult. Ce nivel? Deci cum trăiau? În natură? Zici că căutau știința? Puteau trăi și în natură, depinde cum își doreau fiecare, cum se simțeau bine, dar văd orașe dezvoltate. Care cum văd arătau? Construcții. Orașele? Văd că sunt multe, multe forme geometrice și triunghiuri și cercuri. Ca și cupole, sunt și concave și convexe ca și acoperiș, sunt și gen blocuri dreptunghiulare. Cumva văd că foloseau foarte multă geometrie și geometria foloseau în funcție de interesul de activitate pe care îl făceau în acea clădire. Văd că Mergeau? de obicei casele lor unde ei locuiau, așa ca și viața de zi cu zi, erau cu cupole. Restul în funcție de activități, aveau tot că aveau alte forme, da. Ieșeau în spațiu? Da, ieșeau. Nave? Da. Da, mergeau așa în au venit și pe pământ. Sistemul lor? Păi nu, pe pământ a zis că a venit ca și conștiință întreite. Dar rasa lui venea pe pământ. Aia dinainte, da, ai zis. Da. Ok.
Ieșeau din galaxie? Nu. Pe... Din galaxie încă nu ieșeau. Erau în dimensiunea departe. Lor vorbesc. Nu, da. Nu ieșeau. Nu. Nu ieșeau. Nici galaxia toată știau de... adică intuiau cumva cât de mare galaxia și încercau să o cunoască pe toată, dar încă nu ajunsese în toată galaxia. Nu aveau mijloacele. Încă nu era, încă n-au cunoscut tot ce se putea. E ca și cum știi cât de mare e oceanul, dar tu încă n-ai ajuns, n-ai putut să ajungi nici până la jumătatea lui încă, dar tu știi că e mult mai mare. Bine, relațiile dintre ei erau armonioase? Da, da, erau foarte prietenoase, armonioase. Colaborau? Da, nu foarte. Erau în competiție ca aici? Nu, deloc. Nu competiție, nu concurență, nu dorință de conducere, de control. Firmare? Nu, nu văd astea. Cu ce se deplasau el în orașele astea? Văd că aveau mașini zburătoare. Deci cu mașini. Sau plăci. Dar nu se puteau deplasa și nu puteau și levita? Nu. Cu acele avatare? Nu văd să leviteze. Nu. Nu. Ok. Mai erau și... erau specia dominantă? Sau da. Mai erau... Ok. Erau specia dominantă și erau cei mai inteligenți pe planeta aia. Mm-hmm. Bine. Deci a vrut să cunoască fizicalitatea 3D. Da. Da? Din, culegând informații din arhiva lor ca specie. Da, da, din conștiința lor colectivă. Bine, ajunge aici, aici cu cine se întâlnește ca și conștiință? 3D. Arhonii. Cu arhonii se întâlnește. Cu arhonii văd că se întâlnesc de prima dată. Bine. A făcut retrospectiva, a analizat toată experiența 3D. Acum să ne spună dacă i s-a părut sau i se pare că i-ar folosi, sau a fost de folos, sau și-a atins obiectivul. Zice, nu pot să spun că nu. Mm-hmm. A văzut ce înseamnă viața 3D exact. În corpul uman. Din punctul ăsta de vedere, toți ne atingem obiectivul. Da, dar... ceea ce a trăit în sine, ca emoții, ca trăiri, zice, sunt grele. Vibrații, energii grele. De care nu e neapărat nevoie să le trăiești, să le simți ca să înțelegi această fizicalitate. Deci, din punctul ăsta de vedere, a ceea ce a fost pus să trăiască și să simtă ca vibrații grele, nu e mulțumit. Nu e mulțumit. Dar ce? Nu poți să simți, să simți fizicalitatea 3D trăind armonios? Nu poți să o simți? Păi tocmai asta spune că poți să trăiești în armonie și în echilibru. Poți fără să simți, căsăpelile entităților? Zice, poți să simți unele emoții joase. Exact. Dar nu extreme. De ce extreme? Exact. Zice, și din care să nu mai poți să ieși. Sau în care să fii să prins te pierzi, într-o capcană. Să te fragmentezi. Da, da. Da. Aici te, e capcana, mai... zice. Păi. Da. Bine, vrea să mai facă experiențe de acest fel? Nu așa, nu. De acum. Nu sub forma asta în care este coordonat de altcineva și dus fără voia lui, fără conștiința lui în atât de jos, atât de... Mm-hmm. Dar poți să experimentezi fără să fii dus și să-ți păstrezi conștiința în corpul 3D, în acest avatar, corp fizic? Consideră că n-ar mai fi experiență 3D fără uitare, dar consideră că ar putea exista experiențe 3D în corp și să uiți cine ești și să încerci să... să-ți recapeți conștiința prin experiență, dar fără a fi sabotat, fără a fi controlat. Adică să fii dar lăsat. Dar poți să faci experiențe să-ți amintești cine ești în corpuri 3D? Asta întreb eu. Fără, facem abstracție de entități. Tu vii și intri într-un corp 3D. Unele vieți zice, da, se poate. Se poate. Eu zic ca și zice că da. Formă de experimentare. Se poate fără să uiți. Deci uitarea asta o ai practic că ți se aplică la acele spitale da, înainte de a da. Veni.
Dacă ți s-ar lăsa tot ceea ce tu ai acumulat ca și experiențe, amintiri, sau ceea ce vrei tu să-ți aduci aminte, sau ce vrei tu să-ți aduci aminte, intrând în corpul ăsta fizic liber. Da. Poți să-ți amintești. Zice că da, da, păi, se poate. Vede? Deci, nu, deci mai înainte a zis că nu crede că ar fi experiență fără uitare. Ba uite că se poate experimenta. Dacă se nu, poate, nu ne-ar manipula. Da, exact. Dar și dacă ai uita, zice, nu ar fi o problemă dacă nu ai fi controlat din nevăzut. Da, da, da. Deci dacă ar fi, dacă s-ar experimenta liber pe planeta asta. Da, exact, fără da? Control. Da. Fără control, fără ființele astea, dacă ar Da. Fi liberă planeta. Da, da, da. Bine. Atunci poate, dacă mai vrea să facă experiențe aici, poate să le facă liber, în condițiile lui. El să-și scrie scenariile. Da. Scenarii, că n-are nevoie, n-ai nevoie să scrii scenarii când vii Exact. Liber într-un corp. Exact. Ți le scrii pe măsură ce parcurge experiența, da? Exact. Treci cum vrei tu, da. Exact. Bine, atunci să cheme să-i vină toate contractele, înțelegerile, promisiuni, permisiuni, legăminte, jurăminte, acorduri, înțelegeri, care le-a făcut cu orice ființă, cu plus sau minus sau neființă, conștient sau inconștient. Da. Le anulează, decrează complet pe toate. Le arde. Da. Deschide un portal de cea mai înaltă vibrație, da, și aspiră toate ființele astea și de aici și de pe toată linia experiențială pe planetă, da, care au de-a face. Le aspiră pe toate, absolut pe toate. Programează acest portal să se activeze de fiecare dată când portalul detectează energii, ființe care vor să facă acțiuni de frecvență joasă sau gânduri de frecvență joasă, totul aspiră portalul. Da. Da? Da. Acum să cheme să-i vină... Okay. Da, ok. Să cheme să-i vină toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, legăminte, jurăminte, acorduri care le-a făcut cu orice altă parte subliminală, pe toată linia experiențială. Da. Vin toate acestea, le decrează complet împreună cu karmele inventate și impuse. Se declară liber, le declară libere pe toate aceste pori subliminale. Le dă la rândul lui toată informația pe care o are prin niște sfere de lumină și informații tuturor. Aș vrea, Ela, să ne uităm dacă acolo, la nas, care ceea ce inclusiv la începutul și presiunii, presiune, confuzie, făcea să nu să fie confuz și așa mai departe, dacă ăla acolo era și implant sau numai punte. În fapt. Punte văd, punte era... Implant nu, nu era. Nu ai văzut văd. Negru, era ceva negru. Da, de-aia. Da. Negru era energia adunată care venea, venea pe punte. De acolo, da? Da, și emoțiile și toată acea energie din în viața. Fizic se manifesta în vreun fel, ca un fel de polip, ca un fel de greutate în respirație, Da, ca un fel de orice fel? Da, cam așa ceva, da. 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 Deci ar fi și în fizic niște... dureri Da, de cap, nu simte? Știu dacă le manifestă acum deja sau le-a manifestat Sau sau le va manifesta. Ok, bine. Le-ar O să ne fi spună mama. Manifestat în viitor. Deci nu mai e nimica. Implanturi, dacă au fost? Sau se mai putea manifesta un fizic ca și lipsă de concentrare, de atenție. Da. Implanturi au fost? Acum cam s-au dizolvat, nu știu, te uiți nu, înainte. Nu mai văd, nu, nu. Bine. Acum, deci entități nu mai sunt, implanturi nu, contracte nu. Cum se simte partea subliminală acum? Ușor. Da? Ușor și zice, mă simt lucid, mă simt conștient, zice. Bine, se întoarce, contractele nu mai sunt, da? Da. Dar ne întoarcem înainte de viața aia când fura și când s-a și fragmentat, da?
A fost torturat și fragmentat. Înainte de a intra în experiența aceea, se duce la consiliu acolo, a anulat contractul, e anulat prin faptul că a anulat toate contractele. Iar de la consiliu sau nu se mai duce la consiliu, cum vrea să facă, intră liber, conștient, cu această conștiență care are acum, intră în experiență, într-un corp liber. Da. Deci, practic, e anulată linia, schimbată și anulată linia veche, da, intră pe o linie nouă, temporală, face experiență liberă și vine aici acum. Da. Și atunci vine ca parte subliminală întreaga, cum o avem. Da. Da? Deci acum este și întreaga partea subliminală. Da, e 100%. Bine. Hai să vedem dacă au primit sfere informaționale, mama, tata, Nicu. Da, au primit. Da. Hai să vedem dacă a mai avut experiențe, a mai experimentat cu mama. Oh, da. 14 importante pentru el, spune. Uh-huh. I s-a dat mai multe, să zicem, înainte de experiența asta, i s-au dat mai multe variante de contract? Sau unul? Sau de ce a ales, să zicem, această experiență? Două. Și de ce a ales-o pe asta? Pentru că era continuitatea, zice, stingerii acelui karme mai rapid, zice. Uh-huh. Bine. Deci au primit informații toți, da? Da. Bine, Ela. Dacă partea subliminală acum este conștientă, apropo, ce conștientizare are acum? Acum 12 și tot crește. Uh-huh. E întreagă. Da. Dacă vrea să meargă în sinele mai înalt, 1, 2, 3. Da. Da, merge în sine de 8. Trimite raze de lumină până în corpurile energetice, le curăță, purifică și armonizează. Mai număr încă o dată și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici își cheamă matricea originală cu care a fost creată ca și conștiință primă. O suprapune peste matricea cu care vine din experimentare, corectează toate codurile care au fost schimbate sau modificate. Da. Activează declarația de suveranitate. O spune cu determinare. Dă comandă să iasă afară tot ADN-ul nebenefic care a fost adăugat de entități pe linia experiențială și la arte. Da. Ce? Cât ADN avea? 8. 8, destul, da? Da. Câte experiențe a avut în univers? Nouăsprezece mii. E tânără, ca parte subliminală. Da. Linia experiențială contaminată? Arte. Ok. Să-și facă o sferă de manifestare aici în sursa primordială a creației, unde își trimite idei, proiecte, le susține mental, emoțional, energetic, o acțiune în fizic până manifestă. Ne uităm și noi la sferele noastre, Ela. Și număr de la 1. A, să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da. Hai că n-am făcut deprogramarea și reprogramarea. Să dea comandă să se lumineze toate programele nebenefice care le găsește în corpul mental. Da. De arde. Arde tot ce nu rula în beneficiile cel mai bun, amintiri, programe. Să vadă dacă sunt urme ale vaccinelor, care vaxurilor, care le-a primit, să ardă, să
Vindece. Sunt dizolvate toate complet. Bine. Și să-și pună ancore pentru mâncare. Mâncat Da. Să excesiv. Mănânce conștient, controlat, astfel încât corpul să-și păstreze kilogramele optime necesare și o sănătate perfect echilibrată. Să mănânce conștient și perfect sănătos. Ancoră pentru băuturi alcoolice, probabil mama se referă în viitor, sau sucuri acidulate. Pentru tot ceea ce este nociv și nebenefic pentru corpul și sănătatea corpului, își pune ancora astfel încât să aibă repulsie, să aibă respingere și dezgust. Aici avem aceleași puncte care ne le-a dat mama și la alți membri ai familiei și am spus că ancoră pentru a fi conștient în tot momentul prezent, ancoră pentru răbdare și înțelegere, ancoră pentru a fi atent da, în aici okay. Și acum. Astea se lucrează, une ancore, însă trebuie să lucrăm cu noi. Bine, Santiago e un băiețel, dar apoi, dacă mama va reuși să-l îndrume către spiritualitate, va înțelege singur să lucreze cu el din conștient. Da, își pune aceste ancore partea subliminală ca mintea să le absoarbă și la un moment dat să le urmeze, zice. Da. Zice Să le activeze, zice. Da, să ducă la bun sfârșit proiecte cu rezultate optime. Aici are sfera, da? Sfera de da. Manifestare care și-a făcut-o. Aici își trimite proiecte. Da. De a-și asculta sinele și a fi în perfectă armonie. Am mai explicat, asta se lucrează din conștient, lucrând cu mintea, cu gândurile, oprind, fiind atent la fiecare gând care vine, analizându-l, observându-l și eliminându-l, ce e de vibrație joasă, înlocuind cu gânduri de vibrație înaltă. Da, ca să accesezi partea subliminală sau sinele, trebuie să la faci mintea, să oprești mintea. Da? Să da. Oprești, să fii conștient în momentul prezent. Da. Să îți urmeze intuiția, da? Să faci ce vine de la sine, este primul gând. Am vorbit de atâtea ori. Care îți vine legat de o situație, de pui o întrebare, de nu știi ce să faci, primul gând, prima care vine și acela este. Ancora pentru a absorbi, portalul. Am făcut portalul de a absorbi energiile de vibrație joasă. Să-și acceseze creativitatea în toate proiectele care le faci. Da. Și de a avea discernământ. Păi acum partea subliminală are discernământ. Asta trebuie, da, ca și partea fizică, mintea, să crească ca să poată să acționeze cu discernământ și în corp fizic. Bine, astea au fost. Acum e la număr de la 1 la 3 și venim aici acum. Fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică, lărgește. 1, 2, 3. Aici acum tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit și investigat în această sesiune. Ok. Tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit și investigat în această sesiune. Să-și anuleze, ardă cum vrea, orice ritual de orice fel pe viața aceasta, care a fost făcut, la care a participat sau l-a făcut altor. Da, dizolva, anulează, decrează complet totul. Apropo de decreate, am auzit o informație la o telepată, spunea că nu se poate decrea nimic odată ce a fost creat. Depinde ce... Adică intenții nici cu... tu ce ai creat nu mai poți decrea, că el a plecat. Este creat și își face, își urmează.
Știi, poți să decrezi, de exemplu, dacă tu ai Te în duci gând. înainte de momentul în care ai lansat ideea. Da? Știi cum e cu decrerea? Nu mai De exemplu, lansezi. dacă tu lansezi un gând cu o idee și acel gând și idee este negativ și tu nu vrei să se întâmple acel ceva, decrezi gândul și nu se mai întâmplă. Păi și cum decrezi Îți gândul? retragi energia care ai pus-o în acel gând. O retragi, o decreezi. Și o retragi, efectiv. Da, o Retragi, retragi intenția, retragi energia gândului. Și nu se mai manifestă. Și astfel poți să spui că ai de creat ceva ce se putea crea. Da, dar asta poți să o faci mergând înainte de a lansa gândul. Da, dar și pe moment, când, de exemplu, îți vine minte o imagine, nu știu, cu ceva de, nu știu, o idee care, de exemplu, Cum o dacă te... decreezi? Ce înțelegi prin decreat? Cum poți să explici? Anulez gândul. Nu-i mai dau pur și simplu energie și atenție, retrag energia din el și nu-l mai energizez și nu-l mai creezi. Ok, dar nu înseamnă că l-ai decreat. Pe din moment ce nu se va mai împlini, nu se va mai crea acel eveniment, ai decreat gândul. Dar nu e mai De bine exemplu, să te duci înainte să dai drumul, să lanseze acel gând și deci, să uite, schimbi linia, să nu-l mai de dai drumul? exemplu, stai puțin, de exemplu, n-am ce să merg înapoi în trecut, de exemplu, dacă eu acum urc în mașină și am un drum lung de făcut, dar eu când mă urc în mașină îmi vine în minte că o să fac accident pe drum. Da. Eu încă n-am făcut accidentul, eu încă n-am creat acea linie și Asta atunci în da. momentul ăla eu șterg gândul, anulez, Bine, asta decreez, ce vorbim, îmi șterg da. imaginea din gând și îmi Dar eu creez o vorbesc. imagine cum că ajung la destinație bine. Asta nu s-a întâmplat încă, vine doar un gând. Dar când noi vorbim și zicem de creează orice ritual care a fost făcut deja, a fost făcut, botez, eu știu cât de scântece și ce mai fi făcut părinții, care a fost făcut, la care a participat sau l-a făcut altora. Deci asta e vorba de energii deja în manifestate sau în manifestare. Da, ok, deci ele s-au manifestat deja, dar mergând înapoi în trecut, înainte de momentul ăla Păi cum asta ce spui vorbeam tu, eu mai înainte. schimbi linia, Păi într-adevăr, da, și asta spuneam. creezi o nouă linie cu Exact. noi acțiuni, Da, cu noi da, da. energii care le aduci până în Deci moment. sunt mai multe posibilități, da? Bineînțeles. Deci aici depinde ce înțelege fiecare prin a decrea. Deci alții poate că înțeleg că dacă tu vrei să decrești ceva, acel ceva nu mai există. El poate să existe pe o altă linie Dar nu care ai e lăsat-o energizat. trecut, dar nu mai este energizată de tine. Tu vii Da, pe o dar. altă linie de acolo încoace. Da. Dar trebuie să fii tot timpul atent la gânduri, la ce te influențează, pentru că lăsând linii care se manifestă, entitățile pot induce și duce pe liniile alea. Asta mi-aduc aminte, parcă am Readuce. mai spus o entitate într-o sesiune Păi la da, noi, păi da, că ele când există decream. și că ele te poartă, te duce după aceea pe Da, acele dar linii. depinde de tine unde Aici pui atenția. depinde exact și ce discernământ ai și cât ești de Exact. atent la Ce ceea ce gândești, energizezi, da. ce energizezi. Eh. Da. Ok, bine. Acum e la să facă sfere două generaționale de cea mai înaltă vibrație și să le trimită pe acest arbore genealogic și să ardă toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși la el. Da, arde. Uite, vreau să mai completez că orice a fost deja creat se transformă. Orice energie Da, se bine, totul transformă. se transformă, Deci sigur. nu rămâne tot timpul același tip, model. Nu. Deci totul se Pentru că ea transformă. este în interacțiune Deci orice... permanent cu alte energii, cu alte ființe, cu alte, poate să, pe rezonanță, da? Se amestecă, se complică, se descomplică, se, Da, da? asta pentru că Ele se totul, mișcă. da, pentru că este în continuă mișcare și orice tu ai creat, poți să modifici și de fapt anulezi ceea ce a fost înainte, decrești ce a fost înainte și prin transformare creezi altceva. Și atunci poți să spui și că ai decreat ce a fost înainte, dar de fapt ea s-a transformat. Deci Ea s-a depinde transformat. cum înțelegi cuvântul sau Bine. semantica cuvântului. Facem împreună cu partea subliminală o infinitate de sfere de iubire, lumină pură și informații și le trimitem către toate conștiințele din univers și toate universurile care vor să primească această informație și celor care ne ascultă
Da, se trimite peste tot. Peste bine. Tot. Se împrăștie. Foarte bine, da? Și acum dăm cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi. Da. Peste tot se dizolvă toți egregorii, toate hologramele, amprentele energetice, energiile stagnante, blocate. Entitățile sunt aspirate pe portal, trimise direct către sursa primordială și toate celelalte canale, portaluri, vortexuri, deja o frecvență se închid, se sigilează complet de pretutindeni. Foarte bine, Ela. Mulțumim părții subliminale pentru această călătorie.